Bună ziua, dragi reprezentanți ai presei. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați dat curs acestei invitații astăzi, aici, chiar dacă în Parlament astăzi sunt mai puține activități. Și astfel am posibilitatea să împărtășesc unele idei, să fac unele declarații pe subiecte pe care le consider importante, atât care mă vizează personal pe mine, echipa Partidului Democrat din care fac parte, dar și subiecte care le consider de o actualitate deosebită. Aș vrea să încep pentru început, aș vrea să mă refer la acuzațiile care au fost făcute chiar aici, de pe această tribună în Parlament, de către domnul Slusar, în mod special, și legate de frauda bancară și chipurile că eu aș fi unul dintre beneficiari sau unul care am contribuit la frauda bancară. Și s-a referit dumnealui în mod special la o tranzacție din anul 2011. Deoarece domnul Slusar este specialist în toate și în domeniul financiar, în ghilimele, bineînțeles, și nu prea știe despre ce vorbește, aș vrea să fac următoarele precizări. În primul rând, tranzacția la care se referă dumnealui în anul 2011, decembrie, care a avut loc, este o tranzacție legală făcută în Olanda, în fața unui notar olandez și înregistrată de autoritățile din Olanda. Eu am semnat anticontractul de vânzare-cumpărare. Iar însăși tranzacția a fost semnată și făcută de persoanele competente din Olanda. Această tranzacție este una privată și s-a referit la vânzarea unor companii din Republica Moldova sau unor acțiuni din companii din Republica Moldova. Și s-a referit în mod special la peste 20% de acțiuni din Victoria Bank, dacă nu greșesc, 80% din acțiunile Victoria Asigurări și o companie moldovenească, un SRL. Această tranzacție privată a fost atacată de țopi, mă refer la Viorel și Victor Țopa, în instanțele de judecată din Olanda. Procese de judecată din Olanda pe care ei le-au pierdut. Se pare că domnul Slusar nu face nicio diferență între tranzacții private sau tranzacțiile care sunt legate de banca de economii, banca socială sau unui banc sau care ar fi putut eventual avea un impact pe tot ceea ce numim noi frauda bancară. În cazul de față se vede că domnul Slusar, de fapt, urmărește alte interese în această comisie parlamentară de investigație și anume apără interesele țopilor la indicațiile directe și în baza informațiilor pe care le primește el de la șeful său de partid, domnul Năstase Andrei, care este și finul țopilor. În acest context, aș vrea să mă adresez celor care investighează cauzele legate de frauda bancară și procurorilor în mod special. Eu sunt disponibil oricând să dau declarații, să dau explicații și să dau lămuriri pe marginea celor întâmplate. Din anul 2015, de când frauda bancară a început să fie investigată, niciodată nu am fost invitat la discuții să dau aceste declarații sau să fiu întrebat într-un fel sau altul despre cele întâmplate. Nici în calitatea mea de ministru economiei la sfârșitul anului 2014 și nici în alte calități eventuale pe care le-am avut și care eventual ar fi avut vreo legătură cu frauda bancară. Fără să fie nevoie să se vină în Parlament și să se facă tot felul de show-uri ieftine politice, de fapt, legate de ridicarea de imunități, și fără ca politicienii să acuze și să dea indicații directe anchetatorilor și acuzatorilor, adică procurorilor, cine a făcut și ce a făcut, și eu, și echipa Partidului Democrat, suntem gata oricând să discutăm cu toți cei care anchetează. Noi nu suntem plecați din țară, nu avem de gând să plecăm, să ne ascundem și de aceea suntem tot timpul disponibili. Și am arătat întotdeauna această deschidere.
Un alt subiect de actualitate la care aș vrea să mă refer și care astăzi a fost marcat într-un fel și cu notele date de cetățeni prin acel sondaj de opinie făcut astăzi de IMAS, vreau să mă refer la rezultatele guvernării și raportul făcut de Maia Sandu și de reprezentanții guvernului pentru cele 100 de zile de activitate. Astăzi ați văzut, de fapt, cetățenii și-au dat notă pentru guvernarea de 100 de zile. Noi și eu personal am avut unele așteptări și probabil foarte mulți cetățeni din Republica Moldova au avut așteptări. Eu chiar am crezut că intențiile bune se vor regăsi în acțiuni bune. Cu tot respectul față de personalitatea doamnei prim-ministru Maia Sandu, eu am crezut și m-am așteptat să acționeze ca un profesionist și să ia lucrurile în serios și să le trateze cu seriozitate. La începutul raportului de 100 de zile de activitate, am crezut inițial că este o glumă. Aveam impresia că parcă îl privesc pe Chianu de la Jurnal TV, cu toate scuzele pentru Jurnal TV, și că suntem la emisiunea Ora de Râs. Mă gândeam, oare Chianu s-a deghizat atât de bine prim-ministrul nostru, Maia Sandu? Acest raport de 100 de zile de activitate, de fapt, din punct de vedere al realizărilor și din punct de vedere a prezentării, este unul dintre cele mai proaste rapoarte din toate guvernele care au avut loc sau care au fost în Republica Moldova. Cetățenii țării nu au nevoie de metafore, doamna prim-ministru Maia Sandu. Cetățenii Republicii Moldova au nevoie de rezultate. Ați tot vorbit în prezentare că ați plecat cu barca. Și să-mi fie mie iertată această obraznică exprimare, dar am impresia că întreaga echipă a guvernului a plecat cu pluta, dar nu cu barca. Și am să vă lămuresc de ce. Domnul Cosma Gheorghe din Călăraș, care muncește de 20 de ani și este tată a unui băiat de 15 ani și a unui fete de 14 ani, vrea un salariu mai bun, un salariu mai mare. Și vrea ca copiii lui, care astăzi sunt adolescenți, să rămână în Republica Moldova. Domnul Eugen Vition din Leova vrea să se vadă că se fac drumuri în țară și după 40 de ani de activitate, de lucru, ar vrea o pensie mai mare. Doamna Bobeico Galina, care este și bunică cu doi nepoței, dar care mai lucrează în cantina școlii din Criuleni, vrea salariu mai mare, ca bucătăreasă. Doamna Natalia Păduriț din Căușeni, care în fiecare zi merge la lucru la fabrica de cablaje, vrea să beneficieze de etichete de masă, de un salariu mai mare și vrea ca statul să investească în școli și nu să le închidă. Cetățenii Republicii Moldova, stimate doamnă prim-ministru, nu au nevoie de metafore, de povești și istorioare despre bărci, despre iahturi cu patru motoare, despre istorioare frumoase sau strașnice și groaznice, despre șobolani, despre butoaiele cu vin sau de lăzile de merinde. Oamenii au așteptări reale, fiindcă trăiesc zi de zi cu nevoile lor. Și am dat câteva exemple, exemple vii. Poate că guvernarea Partidului Democrat nu a fost cea mai perfectă. Dar guvernul Partidului Democrat, cu toate neajunsurile pe care le-a avut, a găsit bani să dea oamenilor pentru pensii mai mari. A găsit să dea bani ca salarii mai mari și la funcționari inclusiv. Guvernul Partidului Democrat a reușit să găsească bani să construiască chiar pe unde nu este, de unde nu a avut, și să repare drumuri câte un kilometru în fiecare localitate. A reușit să le ofere servicii medicale în sate și orașe. Voi însă, pe lângă faptul că nu ați dat nimic încă nou cetățenilor, ați oprit foarte multe din ceea ce oferea guvernul Partidului Democrat.
Chiar și unii spuneau sau luau în deridere cele 600 de lei dați de sărbători pentru păturile vulnerabile, pentru pensionari. Cu toate neajunsurile guvernului Partidului Democrat, dar s-au găsit bani pentru păturile social vulnerabile. Și pe lângă faptul că nu le oferiți nimic oamenilor, dar le luați, mai și majorați tarife, taxe și impozite. Și dacă tot vorbim de bani din buget și chipurile dezastru pe care l-ați găsit pe această barcă, și v-ați referit, de fapt, v-ați repetat, doamna prim-ministru, de câteva ori ați vorbit despre lipsa banilor în buget și despre gaura din buget pe care ați găsit-o dumneavoastră și echipa guvernului. În acest context aș vrea să-l citez pe fostul ministru al finanțelor, domnul Chicu, care toată țara îl cunoaște că este un foarte bun profesionist și cinstit. Și domnul Chicu, pe data de 15 iunie, spunea următoarele. Citez. Mijloace bănești în conturile bancare ale Ministerului Finanțelor sunt 3 miliarde 270 de milioane de lei. Toate ordinele de plată prezentate în trezorerie până la data de 31 mai au fost achitate. Deci nu a existat nicio datorie până la ziua de 31 mai 2019. Marea majoritate a cheltuielilor de personal și sociale au fost achitate. Veniturile la bugetul statului le depășesc pe cele de anul trecut din 2018, după cum urmează. Bugetul de stat sunt încasări mai multe cu 1,137 de milioane de lei față de anul precedent. Bugetul asigurărilor sociale mai mult cu 354 de milioane. Fondul asigurărilor medicale mai mult cu 350 de milioane. Bugetele locale mai mult cu 21 de milioane de lei față de anul 2018. Prognoza actuală a veniturilor în buget pe anul 2019 indică o creștere față de cifra planificată în buget de 500 de milioane de lei creștere. Și dumnealui spune că deficitul bugetar în circa de 3,5 miliarde, doamna prim-ministru, deficit bugetar și gaură în buget sunt lucruri diferite. Și dumneavoastră cu studii în economie ar fi trebuit să știți lucrul ăsta. Dumnealui spune, domnul Chicu, că deficitul planificat în buget de circa 3,5 miliarde va fi acoperit, așa cum este planificat, prin plasarea hârtiilor de valoare de stat, prin tranșa Fondului Monetar Internațional, a căror condiții deja sunt îndeplinite, și prin creditele la Banca Mondială de pe O3, care condiții iarăși sunt îndeplinite de precedenta guvernare și așa mai departe. Și dumnealui spune că cifrele de mai sus indică clar că în bugetul public național nu există o gaură, după cum s-a tot vehiculat în ultima perioadă. Și datoria de stat, apropo, ca pondere în produsul intern brut, la situația din 31 mai 2019 este mai mică față de anul 2018 și față de anul 2017 și este de circa 3 ori mai mică decât în țările vecine. Atunci am o întrebare. Și dragi cetățeni, totuși nu înțeleg. Maia Sandu, doamna prim-ministru Maia Sandu, ne minte? Asta e minciună? Fără nerușinare? Sau ea poate este consiliată rău și prost de consilierii săi? Sper că e a doua variantă. În aceste trei luni de guvernare, mai mult de trei luni de guvernare, s-a vorbit despre schemele descoperite de actuala guvernare. Scheme de sute de milioane de lei pe lună. Dacă aceste scheme au fost descoperite și dacă aceste scheme au fost distruse, eu am o întrebare simplă și logică. Unde sunt banii? Dacă în bugetul statului noi nu avem încasări suplimentare, unde sunt banii? Ori aceste scheme au fost preluate de voi, actuale guvernanți, ori, iarăși, ați mințit. Și în general, dacă e să vorbim de realizări, în ghilimele, am văzut intenția guvernului, și asta a declarat-o Maia Sandu,
că vor să majoreze impozitele. Guvernul vrea să majoreze impozitele. Mai ales majorarea aceasta va avea un impact asupra unor categorii de cetățeni în diferite poziții și funcții și ocupații, ca profesori, ca medici și mai ales păturile vulnerabile. Vreau să atrag atenția acestui guvern și vreau să atrag atenția doamnei prim-ministru Maia Sandu. Dacă va îndrăzni să majoreze impozitele, mai ales pentru aceste categorii de cetățeni, să nu se mire dumneaei că într-o dimineață se va trezi în fața guvernului cu mii de oameni cerându-i demisia. Perioada de miere a trecut. Realizările care trebuiau să fie baza așteptărilor oamenilor nu s-au livrat. De aceea aveți grijă. Și dacă iarăși din nou vorbim despre realizări, m-aș referi la unele menționate de ministrul economiei, domnul Bânzar, care în loc să-și bată capul de elementele și de tot ceea ce înseamnă economia Republicii Moldova, cu regret, și o spun ca regret că a fost ministrul economiei și mulți alți ministri economiei care probabil le e cam rușine de ceea ce se întâmplă la ora actuală. În loc să-și bată capul de îmbunătățirea mediului de afaceri și să aducă investitori străini, dumnealui prin atitudinea sa, prin comportamentul său și prin politicile anti-business, alungă investitorii din Republica Moldova. Deja sunt informații că companii din sectorul bancar, din sectorul textilelor, din comerț, sunt pe cale să-și închidă afacerile și să plece din Republica Moldova. Mă refer la investitorii străini. Și toți cei care sunt specializați în economie știu foarte bine, când pleacă un investitor străin din Republica Moldova sau dintr-o țară, efectul este foarte mare și foarte rău în tot ceea ce înseamnă economie. Fiindcă dă un semnal foarte prost pentru alți investitori care potențial poate avea un interes să intre în Republica Moldova. Vreau să vă aduc un exemplu de acum 2 sau 3 săptămâni. Am participat la un eveniment, la deschiderea unui hotel investiții străine, aici la Chișinău, acum vreo 2 săptămâni. La acel eveniment au fost invitate și au venit în Republica Moldova peste 25 de companii străine din Turcia, care au interes în Republica Moldova. La acel eveniment a venit un reprezentant al guvernului, pe care o respect foarte mult, pe doamna Bașcam, a găgăuzii Irina Vlah. Și era bineînțeles cazul ca ea să vină, dumneavoastră să fie, deoarece investitorii erau din Turcia. La acest eveniment a participat ca reprezentant din partea președintelui Republicii Moldova, domnul Chicu, care era foarte bine că era acolo, deoarece alți reprezentanți ai guvernului nu au fost. Guvernul și Ministerul Economiei au trimis un consilier a Ministrului Economiei. Cu cine ar fi trebuit să discute investitorii respectivi? S-a descurcat domnul Chicu. Dar oare domnul Chicu, ca reprezentanta președintelui, trebuie să țină piept unor discuții cu 25 de investitori străini? Iată, aceasta este atitudinea de care vorbesc eu prin comportamentul unui ministru a economiei. De ce nu era acolo ministrul economiei? De ce nu era nici un secretar de stat sau un viceministru? Tot am auzit în aceste zile speculații în privința unui alt proiect important, Arena Națională sau Arena Chișinău. Și multe întrebări și multe speculații în general de ce am avea nevoie noi de o arenă. În orice țară, în orașe mai mari, dar mai ales în capitală, există câte o sală polivalentă, cel puțin. În România, dacă nu greșesc, sunt vreo 6, 7, 8 săli polivalente. În Republica Moldova, dacă vrei să menții sportivii acasă, dacă vrei să organizezi evenimente și competiții, inclusiv culturale, dacă vrei ca viitorul copiilor să fie un viitor sănătos aici acasă, trebuie să dezvolți și infrastructură de genul arenelor
sau de genul selelor polivalente. S-a tot vorbit despre faptul că nu există niciun fel de plan de dezvoltare și că de fapt e dezastru ceea ce a fost găsit legat de arenă. Păi, domnule ministru, vreau să vă spun următoarele. Planuri de dezvoltare a arenei, modalitatea ei de administrare și cum se dezvoltă întreaga zonă atașată arenei sunt și trebuiau discutate cu echipa care era în implementare. Dumneavoastră însă, cu echipa guvernului de astăzi, ați amenințat, ați acuzat acea echipă și nici măcar n-ați comunicat cu ei să vă spună despre toate planurile de dezvoltare care era. Ba mai mult ca atât. Actele pentru exproprierea terenurilor adiacente erau gata în luna aprilie. Toată documentația și inclusiv modificarea contractului, hotărârea de guvern și aprobările pentru conectarea la gaz, lumină și apă erau gata în luna mai. Din iunie până la sfârșitul lunii septembrie nu ați făcut nimic ca să administrați corect întregul proces, dar doar ați venit cu amenințări, acuzații și speculații. Dacă aveți întrebări sau datorită faptului că sunteți incompetent sau sunteți incompetenți la plural echipa Ministerului Economiei și nu știți ce să faceți, vă invităm să discutăm, să vă dăm noi eventual lecții de administrare. Și vă invit eu personal să mergem la șantierul arenei, că înțeleg că niciodată n-ați fost acolo, și vă pot eu explica, chiar dacă nu eram implicat de zi de zi, ca Moldova să rămână fără gaz în iarnă. Și într-adevăr există un astfel de pericol dacă Ucraina și Rusia nu se vor înțelege. În această perioadă am auzit tot felul de idei năstrușnice. De exemplu, să construim un depozit de gaz pentru Republica Moldova. Luând în considerare cât consumăm noi în Moldova, este, nu că lipsit de sens economic, dar o mare aberație să construiești un depozit de gaz când investiția într-un depozit ar fi între jumătate de miliard și un miliard de euro. Că atât costă un depozit, dacă cineva nu știe. Vreau să le comunic actualilor guvernanți că noi am trecut printr-o această perioadă în toamna anului 2014. Și atunci au fost găsite soluții. Doar că soluțiile nu se caută doar în birourile din guvern. Și Ministerul Economiei la ora actuală trebuia să fie la Kiev, la București, la Bruxelles să discute cu comisarul Uniunii Europene pe energie. Colegii din Ucraina permanent și-au arătat disponibilitatea să ne ajute. Chiar și recent, ucrainenii au făcut propunerea ca Republica Moldova să cumpere gaz din Slovacia și să fie transportat până în Republica Moldova prin Ucraina. Lucru real de implementat. Ba mai mult ca atât, specialiștii de la Moldova Gaz de mult deja au alternative de transport a gazului din sud, cum numim noi prin revers, din Turcia, prin Bulgaria, România și Republica Moldova. Ba mai mult ca atât. În toamna anului 2014, Ministerul Economiei și la Guvern a fost aprobat, a elaborat un plan de criză în cazul în care, Doamne fere, ajungem noi în criza gazului. Actualii guvernanți doar trebuie să caute și să învețe din lecțiile trecutului și să găsească ei inclusiv acest plan de criză, cum trebuie implementat în cazul în care vom avea criza gazului și sperăm că nu. Toate aceste subiecte economice, și anume mediul de afaceri și investiții, proiectele de infrastructură legate de drumuri, proiectul Arena Chișinău, securitatea energetică, toate sunt subiecte actuale. Iată de ce noi, Partidul Democrat, fracțiunea Partidului Democrat, l-am invitat pe Ministrul Economiei la audieri în fracțiune pentru ziua de mâine la ora 15:00 aici în Parlament. Dacă dumnealui nu este disponibil pentru ziua de mâine la ora 15:00, să ne dea o altă dată de disponibilitate, o altă zi, o altă oră, dar noi vrem să discutăm aceste subiecte de actualitate, să facem un schimb de opinii
și eventual să sugerăm chiar și soluții. Ce ține de altă realizare a guvernului Mae Sandu? Și aș vrea să mă refer la cel pe plan extern. În primul rând, sincer, suntem nedumeriți de ce nu dumneaei participă la ședințele adunării Adunarea Parlamentară a Organizației Națiunilor Unite, la Asamblea Națională. Deoarece Republica Moldova este Republică Parlamentară și prim-ministru trebuie să fie acolo și să țină discurs de la Tribuna 1. Și nu înțeleg deloc această declarație că guvernanții sunt foarte ocupați, de aceea n-au găsit timp să meargă la 1. Astăzi ați văzut un sondaj și opinia cetățenilor în privința acestor realizări ale guvernului de 100 de zile. Și o realizare reușită, una singură realizare recunoscută de cetățeni și pe care o recunoaștem și noi, ține de cea pe plan extern de îmbunătățirea relațiilor cu Federația Rusă. Și, sincer, pentru această realizare vreau să felicit Guvernul Republicii Moldova și echipa Mae Sandu și pe prim-ministru Mae Sandu că au reușit o astfel de realizare. Noi, cu regret, nu am reușit anterior. Vă mulțumesc foarte mult, acestea au fost subiectele pe care am vrut să vi le expun. Și, bineînțeles, dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Da, Elena Părgaru, TVR. Domnule Candu, ați făcut referire la majorarea impozitelor. Anterior, doamna premier spunea că se va renunța la ideea democraților de instituirea impozitului unic de 12% și se va reveni la acea impozitare etapizată până la 18%. Dar dumneavoastră spunea că este necesară această măsură pentru a începe negocierile cu Fondul Monetar Internațional. Din punctul meu de vedere, cât de necesară este revenirea la această impozitare etapizată? Eu cred că guvernanții noștri și actualul prim-ministru s-au obișnuit să ne ducă cu bombonica, arătând cu degetul la Fondul Monetar Internațional pentru unele inițiative sau idei pe care le au ei, actualii guvernanți, și care nu corespund adevărului. S-a vorbit, de exemplu, și am să mă întorc la subiectul pe care l-ați invocat dumneavoastră, dar vă aduceți aminte, s-a vorbit aici, în plenul Parlamentului, despre impozitarea tichetelor de masă sau anularea tichetelor de masă. Și chipurile că aceasta este o solicitare a Fondului Monetar Internațional. Am verificat. Nu este adevărat. Fondul Monetar Internațional nu a ridicat acest subiect. Fondul Monetar Internațional are o echipă de profesioniști care, dacă știi să vii cu argumente și să le expui și să le aduci analize, inclusiv comparativă cu alte țări din regiune, reușești să-i convingi, așa cum am reușit noi în multe domenii. Cotă unică de impozitare la ora actuală există în foarte multe țări, mai ales în regiunea noastră. Vorbim de Bulgaria, vorbim de România, vorbim de țările din fosta Iugoslavie, vorbim de Rusia, vorbim de Ucraina, care la fel examinează mai multe posibilități, deoarece cota unică aduce anumite beneficii. Și ca să nu existe discrepanță între cei săraci și bogați, deoarece impozitul este un singur, ca o singură cotă, atunci există alte mecanisme cum să creeze această echitate. Prin scutiri, cei săraci sunt scutiți pentru o mai mare sumă de, în general, de impozitare. Dar cota unică aduce beneficiu 1 prin administrare fiscală mai simplă, deoarece dacă ai formularul fiscal în care există o singură cotă, e mult mai ușor să calculezi și să faci raportarea. 2. Pentru toate contabilitățile din această țară. Și 3. Aduce beneficii economice, demonstrate deja prin practica altor țări și prin experiența pozitivă din alte țări. De aceea este o idee foarte proastă și mai mult ca atât, care nu că va aduce beneficii, dar o să aducă prejudicii economiei. Impozitarea bogaților, dacă se urmărește, poate fi realizată și altfel. În Germania, în Franța, în Marea Britanie, în Statele Unite, există taxă de lux. În limba engleză se numește wealth tax,
care este în mare parte pe patrimoniu. Dacă ai mașini, mai multe de o mașină. Dacă ai apartament mare sau ai case, se ia în considerare patrimoniul pe care îl ai și plătește o taxă. E ușor de perceput, e ușor de calculat și acestea sunt chestiuni pe care noi le-am discutat în guvernarea precedentă, inclusiv cu Fondul Monetar Internațional. Și i-am convins. Și de ce adică noi am reușit să trecem cu reușite prin condițiile Fondului Monetar Internațional, să ajungem la Consiliul de Administrare, Consiliul de Administrare de Directori a Fondului Monetar Internațional, să primim acele tranșe ale Fondului Monetar Internațional și să facem o legislație bună pentru antreprenori și pentru cetățenii țării, dar această guvernare nu reușește. Ori sunt incompetenți, ori sunt rău intenționați. Din câte am văzut, parcă intențiile sunt bune. Înseamnă că probabil nu știu să administreze țara. Domnului Slusar, dumnealui, în actele pe care spune că le-ar fi luate de la Banca Națională, vorbește despre faptul că domnul Plahotniuc, alături de Vlad Filat și de Ilan Șor, ar fi principalii beneficiari ai furtului miliardului și că mai multe televiziuni de la GMG ar fi fost finanțate de la Banca de Economii. Un comentat. Eu n-am văzut acele acte la care face referință domnul Slusar, deci eu nu mă pot... Nu mă pot pronunța pe ceea ce n-am văzut, luând în considerare competențele sale foarte comprehensive și foarte importante în domeniul economic financiar, bănuiesc că dumnealui știe mai bine. Am auzit tot felul de speculații. Am citit și eu raportul Kroll 2, care a fost făcut public, care așa și nu știu până la urmă, e ceva real, nu real, veritabil sau nu, dar l-am citit. Și în acel raport Kroll 2 am citit că companiile care eventual sunt afiliate domnului Plahotniuc, deși nu se aduce nicio dovadă și cei din raport și compania Kroll spune că ei nu au dovezi, că asta e doar o ipoteză, ar fi beneficiat de 30 de milioane. Companiile domnului Filat, care iarăși încă trebuie să faci dovadă că ele sunt ale domnului Filat, ar fi beneficiat de 40 de milioane. Dacă e să adunăm 30 cu 40, primesc 70 de milioane de dolari. Dacă aceste două persoane cu 70 de milioane dintr-un miliard sunt principalii beneficiari, atunci cât a fost frauda? 100? Cam nu se leagă cifrele. De aia și pun foarte mare semn de întrebare pe profesionalismul, competențele și bunele intenții acestui individ numit Slusar. Deci ține de fapt că televiziunile au fost finanțate din bani contractați de la Banca de Economie? Televiziunile au fost finanțate, din câte cunosc eu, dintr-un grupul olandez numit OTIF Prime. Grupul olandez OTIF Prime este un grup care ani de zile este auditat de o companie internațională, KPMG, dacă nu greșesc. Auditorul internațional verifică sursele de proveniență a banilor, verifică cum se cheltuie banii și vin cu tot felul de alte și verificări și recomandări. De aceea, dacă e să mă întrebați ce cred eu și dacă e să fac o comparație și pe cine să cred mai mult, KPMG, care e companie internațională profesionistă, sau pe domnul Slusar, eu aș merge pe mâna profesioniștilor. Mulțumesc foarte mult, succes în continuare, o zi bună și ne reauzim.